Veche poartă din fier cu multiple decorațiuni ascunde în spatele ei o oază de liniște și de răcoare. În parfumul trandafirilor și la umbra iederei care atârnă leneșă pe umerii casei, parcă timpul înțepenește într-o vreme în care în această frumoasă zonă a orașului locuiau familii distinse de intelectuali și negustori înstăriți. Pe strada Nicolae Bălănescu există și astăzi una dintre clădirile cu ștaif din vechea gardă de onoare a orașului. Se află în patrimoniul municipalității și funcționează ca și grădiniță cu program prelungit. Pe vremuri a fost locuința unei familii înstărite, familia Marinescu, vecină cu binecunoscutul cuplu Gherda și Dan Barbilian. Casa în curtea căreia ne aflăm este una din puținele proprietăți care își păstrează caracteristicile după ce au trecut peste ea două războaie mondiale. A aparținut unei familii Marinescu care a posedat-o până la naționalizare. Pe strada aceasta au locuit mulți dintre profesorii liceului Ion Maiorescu și în casa care exista înaintea ei, în zona dinspre piață care a fost demolată, a locuit un an și profesorul Dan Barbilian, celebru poet Ion Barbu, care este și fotografiat împreună cu familia Marinescu într-o după-amiază liniștită, când giurgiuvenii se întâlneau la o dulceață și un pahar de apă rece. Construită în stilul specific al începutului de secol 20, clădirea se remarcă prin eleganță, rafinament și dimensiuni generoase. Deși era casa de locuit a unei familii înstărite, nu neapărat bogate sau de prestigiu. Curtea interioară este mare, iar intrările secundare prezintă detalii originale din fier. În interior se regăsesc plafane înalte și ferestre mari care permit luminii să pătrundă în locuință. Și astăzi, într-una dintre încăperi, se mai păstrează o frumoasă sobă din teracotă albastră cu detalii florale și o pictură murală originală, înfățișând un copil la vânătoare. Pentru ochiul iubitor de frumos, această clădire nu poate trece neobservată, deși iedra bogată din timpul verii ne împiedică oarecum să o admirăm în toată splendoarea ei.